Te salut, dragă prietene, sunt Petru Octavian Cergău și astăzi vom vorbi despre organizațiile secrete ale lumii, despre societățile secrete create de oameni, probabil pentru a controla mai ușor alți oameni, pentru a face mai mulți bani sau pur și simplu pentru că au crezut în ceva și au considerat că trebuie să atragă mai mulți adepți alături de ei și alături de ceea ce ei credeau. Vom împărți subiectul nostru în patru categorii, societățile secrete religioase, 1 la mână, 2 la mână societățile secrete inițiatice, 3 la mână societățile secrete politice și 4 la mână societățile secrete criminale. Doresc să menționez la început că am folosit ca sursă de informare, de analiză și de asigurarea calității informației editura La Rus din Franța și avem certitudinea că această informație este net superioară la tot ceea ce găsim sau la marea majoritate a informațiilor pe care le găsim astăzi pe internet. Este momentul să trecem la treabă și pentru început vom vorbi despre societățile secrete religioase. În primul rând, merită menționat faptul că societatea umană în ansamblul său, începând chiar din comuna primitivă și chiar ulterior din antichitate, societatea s-a structurat în jurul unor credințe, unor dogme, unor practici care pun oamenii alături de credințe superioare sau au legat oamenii de credințe transcendentale. Mesajul transmis de fiecare dintre religiile care a preluat și codificat aceste dogme, aceste principii și aceste practici, indiferent de modul cum ele au fost utilizate în societatea umană, poate fi înțeles astfel. Deci, practic, mesajul poate fi înțeles astfel. Există ceva sau există acolo sus cineva care depășește nivelul de înțelegere al umanității și cu care putem intra în contact și care ne poate ajuta în dezvoltarea noastră umană, indiferent că vorbim de individ, de societate în ansamblul său sau de grupuri restrânse de oameni. Ca să înțelegem mai bine societățile religioase, trebuie să înțelegem că fiecare dintre acestea se grupează în jurul unui conducător numit de obicei guru. Folosim denumirea de guru tocmai pentru a nu face o paralelă prea directă cu ceea ce întâlnim în Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, la musulmani sau la budiști. Termenul general de guru este acceptat tocmai pentru că o personalitate de obicei carismatică are capacitatea de a atrage în jurul său o grămadă de oameni, oameni care îl urmează ca pe un conducător spiritual. De aici și vine ideea generală de guru. Acești guru, în general destul de bine cunoscuți, cu un statut public, sunt adepții unor credințe superioare sau unor credințe cu iz de superioritate și sunt urmați de foarte mulți adepți, adesea prozeliți, înflăcărați. Astăzi, sectele de orice natură, în special cele de natură religioasă, sunt peste tot în lume, fără a constitui un risc neapărat pentru individ sau societate în ansamblul său, dar trebuie reținut că unele dintre ele, poate o mică parte, sperăm că o mică parte, așa cum vom vedea în câteva exemple pe care le dăm în momentele următoare, vom vedea că au fost periculoase pentru societate sau pentru grupurile de oameni care au fost compuse și dezvoltate în jurul acelor principii și în jurul acelor guru. Pentru început, ca să înțelegem diferența între credință și fanatism, vom da câteva exemple care am spune noi că depășesc cadrul normal al societății, al principiilor umane sau de etică socială sau de etică personală pe care ar trebui să o avem în vedere atunci când compunem un grup sau ne alăturăm unui grup. Pe 19 aprilie 1993, în Texas, FBI-ul ia cu asalt o fermă fortăreață compusă, creată de către David Koresh și 95 de discipoli din secta Davidienilor în localitatea Waco și ceea ce s-a întâmplat acolo vom înțelege practic atât de bine diferența dintre credință și fanatism. În urma împușcăturilor, pentru că atacul FBI-ului sau de fapt încercarea de dezbinare acestui grup cu tendințe destul de ciudate s-a lăsat cu foarte multe împușcături, evident, multe venind chiar din partea membrilor organizației secrete. Deci, în urma împușcăturilor, sau mai degrabă a sinuciderii colective, izbucnește un imens incendiu și doar 8 persoane supraviețuiesc focului. Groaznic, nu-i așa? Practic vorbim de 96 de persoane, cu tot cu gurul care dezvoltase acest grup,
și din 96 de oameni, doar 8 supraviețuiesc, restul s-au sinucis. Înțelegem practic din această întâmplare cât de puternic este fanatismul sectelor și mai ales cât de periculos, în special pentru membrii grupului, pentru familiile lor, de care de multe ori sunt rupți membrii grupului, sau chiar pentru societatea în ansamblul său. Imaginile acelui conflict sau acelui asediu, să-l numim așa la modul general, au fost transmise de toate televiziunile din lume, sau de marea parte a televiziunilor din lume. Societatea secretă a davidienilor, care a fost înființată în 1934 de un imigrant bulgar, Victor Houtev, anunța iminența apocalipsei și propunea fiecărui adept să se pregătească în scopul așteptării apocalipsei. La începutul anilor 1990, David Koresh, devenit lider al comunității, se prezintă drept mielul, își ia această titulatură și a fost inspirat în alegerea acestei titulaturi după ceea ce este scris în Biblie, în capitolul Apocalipsa, Sfântului Ioan. Koresh avea toate drepturile asupra adepților, în special asupra femeilor, pe care le abuza de câte ori voia și pe bunul plac. Toți davidienii trebuiau să studieze Biblia zilnic și să se supună unui antrenament paramilitar extrem de riguros. Tocmai acest aspect de natură militară, de altfel ciudat până la urmă pentru o societate religioasă, atrăsese atenția forțelor militare ale statului, de tip servicii secrete, FBI și alte organizații de apărare a ordinii publice. Înainte de tragicul deznodământ, aceștia deja studiaseră comportamentul sectei timp de ani buni și observase devieri extrem de grave de la conduita normală a societății sau grupurilor de orice natură. Această tragedie nu este una izolată. În noiembrie 1978, peste 900 de adepți ai sectei Templul Poporului, conduse de Jim Jones, toți acești 900 de oameni își luau viața prin otrăvire în jungla din Guyana. În anii 1990, în afară de drama de la Waco, sinuciderile colective ale membrilor Ordinului Templului Solar, dar și atentatul săvârșit de secta AUM în metroul din Tokyo, în urma căruia au murit 11 persoane, am putea spune puține, dar totuși să ne gândim că 11 familii au suferit din cauza unei secte religioase și nu doar 11 persoane au murit, peste alte 5.000 de persoane au fost rănite. Revenind la ceea ce înseamnă aceste secte religioase și la faptul că unii dintre acești membri, sau poate chiar toți, sunt adepții unor acțiuni dure, agresive, criminale, subscrise principiilor fanatismului religios, toate acestea au convins, în general, opinia publică, dar și conducătorii politici ai țărilor, că pericolul este mare și că planează permanent asupra societății din cauza acestor secte religioase. Merită menționat faptul că nu generalizăm acest mesaj. Nu toate sectele religioase pot fi considerate periculoase pentru societate. Să vedem care este diferența între credința pură, naturală, corectă și credulitatea dusă la extrem, uneori îmbinată cu fanatismul. În primul rând, trebuie să înțelegem că sectele au existat de mii de ani. Din primele secole ale creștinismului și am spune chiar din antichitate sau din comuna primitivă. Atunci când se elaborau principii doctrinale ale bisericii și deveneau un corp doctrinal în sine, unele comunități creștine își revendicau autonomia religioasă. Practic se separau de filonul principal religios purtat de direcția principală a credincioșilor creștini, să zicem. Termenul sectă este ambigu. Cuvântul pare a proveni dintr-un verb latin care înseamnă a separa, dar mulți specialiști de astăzi cred că termenul conține rădăcina verbului a urma. Practic, o sectă compusă dintr-un grup care urmează un șef carismatic, cum spuneam mai devreme, numit guru, datorită faptului că îl urmează pe acesta și pornind de la principiul etimologic că sectă înseamnă a urma în latină, mergem mai departe cu ideea de a urma și pe lângă faptul că urmează un guru, observăm că este
urmată o întreagă pleiadă de precepte, de principii, de dogme religioase, de multe ori exagerate sau duse la fanatism. Fenomenul nu este nou, dar cunoaște o recrudescență evidentă în a doua jumătate a secolului 20. Unii văd în secte o consecință continuă a slăbiciunii marilor religii, dar de ce să nu recunoaștem și o slăbiciune a indivizilor, de multe ori influențați de problemele personale pe care le au în societate, în familie sau din alte puncte de vedere. Slăbiciuni care conduc la o puternică slăbire emoțională și la nevoia de a găsi pe cineva căruia să se alăture sau cărora să se alăture. Consecința slăbiciunii marilor religii este faptul că oamenii, în grupuri extinse, au căutat să vină cu noi principii, cu noi precepte, cu noi dogme, cu noi interpretări ale celor scrise în Biblie, de exemplu, sau în alte cărți sfinte. Și pe baza acestor neliniști de tip social, de multe ori le observăm chiar astăzi în jurul nostru, de tip șomaj, nesiguranță socială, punerea în cauză a progresului, noi grupuri religioase, sociale, dau la o parte principiile vechi și stabile ale bisericii sau ale bisericilor, oferind noi tipuri de consolare spirituală adepților, noi explicații care au tendința de a-i liniști pe aceștia. Pentru a înțelege mai bine noțiunea de sectă, vom analiza ce se întâmplă în Franța, dar și în România, atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere al modului în care societatea percepe aceste secte. Începem cu Franța și observăm că noțiunea de secte este dificil de definit, deoarece principiul laicității interzice întotdeauna autorității publice, de orice natură, în special politic, să se amestece în fenomenele religioase. În 1995 apărea necesară clarificarea acestui aspect și a noțiunii de sectă, sarcina care revine într-un mod extrem de riguros unei comisii de anchetă parlamentară din Franța. Secta a fost definită drept o grupare religioasă care deține măcar unul dintre următoarele criterii: destabilizare mentală, caracter exorbitant al exigențelor financiare, ruptură indusă de familie sau de alt mediu de origine, atingerea la integritatea fizică a oamenilor, înregimentarea copiilor care nu au discernământ, discurs mai mult sau mai puțin antisocial, tulburarea ordinii publice, acțiuni de tip paramilitar, conflict ascuns sau direct cu justiția, eventuală deturnare a circuitelor economice tradiționale, în special de natură financiară, dar și de altă natură economică, tentativă de infiltrare și corupere a factorilor publici sau politici, și orice alt factor care duce la concluzia că acea grupare sau acea organizație devine denaturată și se abate puternic de la regulile sociale. În România funcționează 15 culte religioase recunoscute. Cele mai importante sunt Biserica Ortodoxă Română, Biserica Greco-Catolică, Biserica Romano-Catolică. Următoarele culte ca importanță sunt cultele protestante: Biserica Reformată, Biserica Unitariană, Biserica Evanghelică. O prezență tot mai amplă în viața religioasă a societății românești încep să o aibă cultele evanghelice și neoprotestante, care sunt autonome față de stat conform Constituției. Mergem mai departe să înțelegem ce se întâmplă cu aceste culte religioase. Contrar a ceea ce se crede adesea, fiecare membru sau majoritatea membrilor sectelor sunt de cele mai multe ori persoane cu studii. Este interesant, nu-i așa? Majoritatea adepților unei secte religioase, în marea lor parte, sunt persoane cu studii, adică persoane cu educație superioară. În afară de credulitate, fragilitatea psihologică, emoțională și socială, toate acestea explică cedarea în fața uneia sau alteia dintre grupări. Practic, concluzia pe care o tragem este că nu atât de mult educația își pune amprenta asupra deciziilor pe care oamenii le iau în viață, ci mai degrabă fragilitatea psihologică, emoțională și socială,
care determină o mai mare disponibilitate de a se atașa și de a crede aproape orbește în anumite precepte sau personalități sau grupuri de orice natură, chiar și religioasă. Pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat în Franța, apropo de Comisia Parlamentară, care a avut rolul de a analiza ce înseamnă o sectă, cum se definește o sectă și cum funcționează ea, analiza acestei comisii parlamentare a scos la suprafață faptul că doar în acea perioadă, în perioada analizei realizată de către Comisia Parlamentară, se aflau în Franța câteva sute de organizații, asociații religioase, care grupau în total peste 400.000 de adepți, doar în Franța. Fără a analiza ideile filozofice sau de ordin religios, Comisia a căutat să evalueze comportamentul membrilor, dacă comportamentul lor este de natură a aduce atingere drepturilor omului și echilibrului social. Printre societățile cele mai importante care au fost atent repertorizate, analizate și definite drept secte, enumerăm doar câteva. Cavalerii Lotusului de Aur sau Mandarom, Biserica Scientologică din Paris, Mișcarea Raeliană Franceză sau Martorii lui Jehova, aceasta din urmă cuprinzând aproape jumătate dintre membrii tuturor grupurilor de natură religioasă. Cele mai multe secte propuneau adepților lor instrumente necesare îmbunătățirii sinelui. Practic, principiul de la care ei porneau acesta era: te alături nouă și noi te ajutăm să-ți perfecționezi sinele. Observăm acest tip de comportament mai ales în cadrul Bisericii Scientologice. Fondatorul său, L. Ron Hubbard, care a trăit între 1911 și 1986, a publicat în 1950 un manifest intitulat Dianetica, știința modernă a sănătății mintale, prin care el expunea faptul că o doctrină pretins revoluționară poate afirma că omul este un individ nemuritor al cărui suflet se reîncarnează fără încetare. Avea influențe din budism și doctrina lui Hubbard promitea un parcurs inițiatic care, prin conducerea auditoriului, a celui care ascultă și înțelege preceptele lor, va permite acest parcurs inițiatic celui care îl urmează cunoașterea unei stări de fericire cerească, o iluminare. Scientologii, sau, hai să spunem mai pe românește, scientologii, dispun de temple unde își practică cultul de bază pe baza unor principii exacte și a unor rituri de trecere precum nașterea, căsătoria sau moartea. Practic, inițierea se bazează pe astfel de trasee inițiatice. Această metodă, denumită dianetică, se bazează și pe utilizarea unui aparat electropsihometru sau electrometru, care localizează zonele de disperare din mintea umană și de suferință spirituală. Practic, cu acest electrometru sau electropsihometru, ei spuneau că pot descoperi care este zona de disperare pe care tu ai în sufletul tău sau în mintea ta. Odată ce ai identificat această zonă, cel care te audita putea acționa asupra spiritului tău pentru a-l alina, pentru a-l liniști. Acest tip de influență a spiritelor, apărată și predicată de Biserica Scientologică, face ca în Franța ea să fie considerată o sectă, în timp ce în Statele Unite, culmea, este recunoscută drept o religie cu drepturi depline. Alte comunități invită la un parcurs inițiatic, să luăm ca exemplu Martorii lui Jehova, care consideră că trebuie să ne pregătim urgent pentru sfârșitul lumii. Mântuirea, din punctul de vedere al organizației Martorii lui Jehova, nu poate fi acordată decât unei minorități infime formate doar din 144.000 de oameni la nivel mondial. Și această mântuire poate fi acordată numai dacă fiecare își dublează gradul de austeritate în care își duce viața. Altfel spus, dacă tu astăzi ai 1.000.000 de euro în cont, s-ar putea să fie mai importantă pentru tine austeritatea pentru a intra între cei care pot fi acceptați pentru mântuire
decât banii și statusul financiar sau social pe care îl ai. În acest scop al mântuirii și al dobândirii mântuirii prin austeritate, membrii sunt încurajați să rupă unele legături sociale, să refuze transfuziile de sânge, chiar în caz de necesitate vitală. La cavalerii Lotusului de Aur, o scară de 17 trepte inițiatice se presupune că ar permite adepților să-și exprime divinul care există în ei. Este o formă de inițiere și de dezvoltare spirituală. În ceea ce îi privește ca un alt exemplu pe raelieni, ei practică meditația senzuală, care, după un post de 24 de ore, le permite să atingă orgasmul cosmic, pentru a se pregăti pentru venirea Elohimilor, extraterestrii care l-au creat pe om în laborator. Este distractiv, nu-i așa? Dar nu noi punem aceste etichete. Mergem mai departe. Trebuie să înțelegem că este o constantă aproape permanentă a sectelor, indiferent de orice natură, inclusiv de ordin religios, ca adepții să fie puternic încurajați să renunțe la toate bunurile materiale pentru a îmbogăți mai mult patrimoniul celor care îi conduce, acel guru. Altfel spus, renunță tu la tot ce ai și nu contează cine va dobândi tot ceea ce ai tu sau cine va controla tot ce ai tu, indiferent că este guru sau organizația în ansamblul său sau un alt membru sau grup restrâns în grupul mare. Avem o mărturie foarte interesantă, o declarație poate scăpată sau poate exprimată în mod intenționat public, a lui Ron Hubbard, și acesta a spus următoarele. Dacă vrem cu adevărat să obținem $1,000,000 și nu numai, și să nu mai fim plătiți cu doar $500, cel mai bine ar fi să fondăm o biserică. Distractiv. Biserica Scientologică nu omite să facă să fie plătite foarte scump cursurile, stagiile și lucrările fondatorului său, în timp ce membrilor li se cer tot timpul bani și alți bani și alți bani. Vom începe acum să vorbim despre câteva dintre sectele religioase, dintre cele mai cunoscute secte la nivel mondial. Le vom analiza pe unele chiar din antichitate sau din evul mediu, pe altele din contemporaneitate. Începem. Prima sectă pe care o analizăm este secta pornită în inima lumii celtice, druizii. Ascunsă pentru început în umbra pădurilor dese ale Marii Britanii, în inima lumii celtice, casta sacerdotală a druizilor devenea unul dintre pilonii civilizației celtice. Deținătoarea secretului cunoașterii, ca multe dintre sectele religioase care pretindeau același lucru, ea nu a lăsat să transpară aproape nimic din învățătura sa. Altfel spus, pe cât posibil ei au încercat, au făcut tot posibilul ca transmiterea învățăturilor lor să fie în principal pe cale orală. Legenda druizilor începe odată cu Cezar, într-o perioadă în care Galia era pe cale să devină provincie romană, lumea celtă tradițională fiind sortită declinului. Cezar spune că preoții druizi se ocupau de problemele de religie, dirijează ceremoniile publice și private ale sacrificărilor și reglementează practicile religioase. Aceștia, preoții druizi, studiază astrele făcând diverse speculații în ceea ce privește astrele și despre mișcarea lor, despre dimensiunile lumii, cele ale pământului, despre natura lucrurilor, despre puterea zeilor și atribuțiile pe care zeii le au. Printre disciplinele predate se numărau astronomia, care ajută la calcularea calendarului, fiziologia, care cuprinde cunoștințele medicale și, desigur, teologia. Trebuie adăugate materiilor de bază, cum sunt cele enunțate anterior, astronomie, fiziologie, cunoștințe medicale, materii de altă natură sau sfere de cunoștințe precum poezia, muzica, istoria, arhitectura, discipline care nu erau predate decât oral. Vorbim practic de o ucenicie îndelungată, care necesita instruirea completă a bărbaților, atenție, a bărbaților, și care purtau termenul de druizi, semnificând mare savant. Această lungă ucenicie ilustrează faptul că cei aleși erau meniți să îndeplinească sarcini fundamentale în cadrul societății celtice, organizate
în întregime în jurul consacrării. Existau trei categorii principale de preoți. Barzii, care erau deținătorii unor vaste cunoștințe orale, ei fiind specializați într-un număr mare de discipline, genealogie, recitarea legendelor, istorie, muzică, dar și în domenii tehnice precum medicina, arhitectura, diplomația sau justiția. De asemenea, ei se ocupau de procesul de instruire. Ei erau practic profesorii care instruiau pe ceilalți. Pentru aceasta, barzii au fost nevoiți să memoreze în cursul anilor sute de povestiri și de poeme, pentru că, să nu uităm, transmiterea era doar pe cale orală. Nu era nimic scris, nu era nimic citit. Vates făcea preziceri și practicau medicina. Deci, practic, a doua categorie de preoți, pe lângă primii numiți barzi, se numeau vates, care făceau preziceri și practicau medicina. Spre deosebire de barzi, ei stăpâneau scrierea și înțelegeau semnele din natură. Puteau recunoaște boala de care suferea cineva, pur și simplu doar studiind fumul care ieșea pe hornul din casa pacientului respectiv. Interesant, nu-i așa? Descoperi ce boală are cineva, analizând ce fum iese pe horn. În ceea ce îi privește pe cea de-a treia categorie de preoți, numită druizii teologi, aceștia acționau la nivelul cel mai înalt. În afara funcțiilor religioase sau culturale pe care le aveau, druizii întreținau legături cu puterea, societatea celtică considera că autoritatea regelui este încredințată de zei, cu binecuvântarea, controlul și sfatul druizilor. Multe secole mai târziu, chiar povestea mesei rotunde va deveni practic un ecou al acestor practici. Să analizăm puțin în continuare cum funcționau principiile religioase celtice. Ce însemnau ofrande aduse zeilor? În primul rând, merită să analizăm faptul că celții considerau că dacă ofereau victime zeilor ofrande sau sacrificii pentru zei, le domoleau acestora furia și le obțineau protecția. Ei recurgeau adesea la sacrificii pe care doar druizii aveau abilități să le practice. După cum se adresau clasei preoților, războinicilor sau producătorilor, țărani sau mesteșugari, aceste sacrificii adoptau forme diferite. Ele vor fi nesângeroase în primul caz, sângeroase în a doua situație și vegetale sau lichide, fiind vorba de libații în ultimul caz, în ultima situație. Despre sacrificiile umane s-au spus multe. Chiar geograful grec Stabron relatează că galii obișnuiau să aplice condamnatului o lovitură de sabie pentru ca druizii, studiind modul în care se manifestau convulsiile muribundului, să poată prezice viitorul. Dacă asemenea acte sunt confirmate de arheologie, se pare că le-au avut totuși un caracter de excepție. Pe lângă sacrificii, druizii erau considerați experți și în plante medicinale, cum ar fi văscul folosit pentru tot felul de poțiuni, a căror preparare era secretă. Povestirii irlandeze relatează, între altele, că druizii cei mai puternici puteau comanda elementele. În orice caz, este sigur că ei prezidau marile sărbători religioase din calendarul celtic, cum ar fi Samhain, sărbătoarea primei zile a anului celtic, 1 noiembrie. Sărbătoarea de Samhain a fost creștinată mai târziu sub denumirea de Sărbătoarea tuturor sfinților. Pentru cei care vor să vadă o conexiune în contemporaneitate cu această sărbătoare, pot asculta muzica cântăreței Lorina McKennitt, muzică de origine celtică. Unul dintre cântece se numește chiar așa, All Saints Night. De asemenea, Halloween-ul, care ajunge și în Statele Unite prin intermediul emigranților irlandezi, îi păstrează și azi amintirea a tot ceea ce înseamnă obiceiuri celtice. Învățământul secret al druizilor ne-a transmis în contemporaneitate foarte puține lucruri. Dar ideile pe care ei le transmitau poporului ne oferă mai multe mărturii. Și aici avem un element oferit chiar de Cezar, o mărturie, am putea spune, de multe ori chiar decisivă. Cezar relatează că druizii propovăduiesc că sufletele nu pierd, ele trec după moarte dintr-un corp în altul. Acest argument este considerat suficient de convingător pentru a menține curajul
prin suprimarea fricii față de moarte. Această credință în migrarea sufletelor, metempsihoză, i-a determinat pe unii autori care i-au studiat pe celtici sau pe druizi să-i compare cu pitagoricienii, cu atât mai mult cu cât calculele astronomice necesitau abilități înalte de matematică, lucruri pe care le întâlnim sau cunoștințe pe care le întâlnim și la pitagoricieni de astronomie și de matematică. Departe de a fi vestigii ale unor misterioase locuri de cult druide, deci practic înțelegem că nu au fost locuri de cult druide, megalizii de la Cernac, ca și cei de la Stonehenge, sunt anteriori cu mult mai mult de un mileniu civilizației celtice. Ele au fost create cu mult mai mult de 1000 de ani înainte de civilizația celtică, care însă nu a ezitat să le însușească. Regăsim chiar și în contemporaneitate elemente și mici grupări care continuă cultura celtică sau druidă. Și avem aici, vorbim despre neodruism. Romanizarea și mai ales creștinismul au avut dreptate în ceea ce privește druizii. Caracterul oral al învățămintelor lor nu a permis transmiterea lor. De atunci și pentru foarte multe sute de ani, druidismul a devenit apanajul pasionaților. Printre ei se regăsesc astăzi și adepții neodruismului. Curentul datează din secolul al XVIII-lea, când englezul John Toland, care a trăit între 1670 și 1722, fondează la Londra Ancient Druid Order, care pretindea că transmite tradiția sacerdotală a druizilor, conținut esențial care ar fi fost păstrat doar câtorva membri de-a lungul secolelor. Chiar și în contemporaneitate, regăsim societăți sau organizații britanice sau franceze, un mare număr, care declară că duc mai departe moștenirea druizilor. De multe ori ei se strâng la situl de la Stonehenge, într-o atmosferă, am spune, apare misterioasă, și practică sau preiau multe dintre practicile străvechi ale druizilor. Evident, la un nivel mult mai redus. Regăsim în multe ceremonii ale lor, îmbrăcați în haine pe care le purtau și preoții druizi, hai să numim acele halate albe cu glugă albă, ceremonii de tipul plantarea unor stejari. Se știe că druizii, în practicile lor, foloseau foarte mult elemente ale stejarului, precum văscul. Putem spune practic că unele dintre practicile druizilor încă se păstrează la nivelul unor grupuri restrânse în Franța și Marea Britanie. Dar să nu uităm faptul că totuși vorbim despre o organizație religioasă extrem de veche, la nivelul căreia cea mai mare valoare, mai ales pentru acea perioadă a Antichității sau a Evului Mediu, cea mai mare valoare era dată de cunoștințele pe care ei le dețineau și pe care nu doreau să le transmită decât adepților lor. Vom vorbi în continuare despre o altă organizație religioasă, sectă religioasă, numită esenienii, și ce ar merita să știm în primul rând despre această organizație este că este o sectă aflată la izvoarele creștinismului. Manuscrisele de la Marea Moartă, chiar dacă nu au dezvăluit toate secretele esenienilor, ne-au arătat faptul că în Palestina a existat o comunitate inițiatică contemporană cu Iisus, care spera în apropiata venire a lui Mesia. Secta esenienilor a apărut probabil în secolul al II-lea înainte de Hristos, o epocă în care niște evrei cucernici, foarte critici la adresa marilor preoți considerați corupți, se separă de aceștia. Ei se regrupează în afara Ierusalimului, cu precădere în mănăstirea de la Qumran, învățătura lor deosebindu-se net de iudaismul tradițional. Ei credeau în dualismul între corp și suflet, sperând în venirea unui Mesia răzbunător. Esenienii se pregătesc pentru acesta și pentru această revenire a lui Mesia, răzbunător, trăind în puritate și ascetism. Astfel, legea comunității le impune esenienilor o viață austeră, caracterizată prin hrană strict bazată pe fructe, renunțarea la bogății și numeroase ritualuri de purificare, rugăciuni zilnice, promovarea castității, chiar dacă grupul era alcătuit din bărbați și femei. Conform obișnuințelor lor, trebuia urmat fiul luminii și nu fiul întunericului.
practic, până la mijlocul secolului 20, esenienii erau cunoscuți doar prin câteva mențiuni, în special ale scriitorului evreu din secolul I, Iosefus Flavius. În anul 1947, practic, descoperim, are loc un eveniment pe malul Mării Moarte, în apropierea sitului Qumran. Un benduin descoperă pergamente care conținau scrieri ale esenienilor. În primul secol al erei noastre, Palestina este ocupată de romani. În această epocă, iudaismul era compus din mai multe comunități. Cea mai înaltă era casta aristocratică a saducheilor, din rândurile cărora erau recrutați marii preoți ai templului din Ierusalim. Grupul cel mai numeros este cel al fariseilor, din rândurile cărora proveneau rabinii. O parte dintre saduchei se remarcau prin credința lor în venirea lui Mesia, iar Iisus aparținea acestui grup a saducheilor. Originar din Galileea, zeloții se opuneau cel mai hotărât prezenței romane în Palestina și ei îl așteptau la rândul lor pe Mesia, sperând că acesta va deveni conducătorul răscoalei evreilor împotriva romanilor. O altă grupare, care trăia izolată, era secta esenienilor. Trebuie adăugată și comunitatea celor botezați, a căror figură emblematică era Ioan Botezătorul. Apropiat de esenieni, acesta predica purificarea prin botez în așteptarea lui Mesia. În ajunul nașterii lui Iisus, așteptarea mesianică ajunsese deja la apogeu. Ierarhizată strict, foarte riguros, secta esenienilor era formată dintr-un prim cerc exterior, alcătuit din practici. Practicii erau oameni însărcinați să muncească pentru comunitate. Urmează teoricitii, contemplativii, adevărații inițiați care trăiesc în meditație, practicând în același timp arta medicinii și fiind considerați experți. În vârful frăției, misteriosul învățător al dreptății era deținătorul misterelor minunate și veridice. El era înconjurat de un consiliu alcătuit din 12 membri aleși. Primirea în rândurile secte era foarte dificilă. Erau necesare o așteptare de 2 până la 3 ani și trecerea unor probe, calitatea de nou membru fiind concretizată prin botez. Se estimează că în vremea lui Iisus, la Qumran, locuiau 4.000 de esenieni. Dacă știm puține lucruri despre conținutul precis al învățăturii lor, deoarece toți juraseră discreție în ceea ce privește adevărul despre misterul cunoașterii, Iosefus Flavius, scriitorul evreu din secolul I, ne spune totuși că ei practicau astrologia și oniromanția, interpretarea viselor. Esenienilor li se promitea viața eternă dacă se conformau cu totul legii lor, rugăciunea, postul și credința în mântuire. Unii esenieni s-au convertit la creștinism, în timp ce restul comunității a fost dispersată de romani în anul 70 după Hristos. Deci, practic, după începuturile creștinismului, o parte dintre esenieni au fost dispersați și o mare parte dintre ei s-au convertit la creștinism. O mare parte dintre istorici, teologi și arheologi s-au întrebat de timpuriu care au fost legăturile dintre comunitatea eseniană și creștinismul primitiv. Manuscrisele de la Qumran prezintă analogii indiscutabile cu creștinismul timpuriu, așteptarea mesianică, critici virulente la adresa preoților corupți de la templu, importanța acordată grației divine. Iată de ce unii nu vor ezita să-i considere și mai ales să-l considere pe Iisus membru al comunității, identificându-l cu învățătorul dreptății. Practic, toți sunt adepții principiului dreptății. Dualismul esenian este însă străin de doctrina creștină, chiar dacă apropierea relativă dintre cele două mesaje explică de ce unii esenieni s-au convertit la creștinism. Vom vorbi în continuare despre sectele gnostice și secretul lui Hristos. Din primele secole ale erei noastre, mai multe grupuri de inițiați predicau, drept ca singură cale de mântuire, lectura ezoterică a mesajului biblic. Iisus este cel care le-ar fi transmis, în afară de mesajul public și o cunoaștere ascunsă. Unele dintre cele mai cunoscute secte gnostice despre care vom vorbi în continuare sau la care vom face referire sunt valentinienii, vasilienii, ofiții, carpocrațienii, babelognosticii, setienii și maniheiștii. Acestea sunt doar câteva
dintre numele care fac referire la ceea ce numim astăzi gnosticism, acolo unde mulți autori creștini din primele secole nu vedeau decât devieri și erezii. În spatele marilor lor diversități, aceste grupări gnostice au în comun aceeași intuiție. Mesajul religios iudeo-creștin ascunde un alt adevăr rezervat doar câtorva aleși și transmis chiar de Hristos însuși. Astfel, un important text gnostic relatează că Iisus, după moarte, i-ar fi apărut lui Ioan, discipolul său, pentru a-i dezvălui misterele de la origini, ascunse sub tăcere, care răspund întrebărilor existențiale pe care și le pun toți. Cine suntem noi? Ce suntem noi? Spre ce ne îndreptăm? Ce ne purifică? Ce sunt generarea și regenerarea? Regăsim aceste elemente în faptele Apostolului Toma, capitolul 15. Toate sectele gnostice răspund în felul lor acestor întrebări în cadrul unor dezvăluiri făcute inițiaților, sub forma unor povestiri mistice. Acțiunea lor, deseori comună, se bazează pe un dualism fundamental care opune puterile malefice care au creat universul adevărului și adevăratului Dumnezeu. În această optică, lumea creată este malefică, o temniță din care nu se poate evada decât venerându-l pe adevăratul Dumnezeu. Omul este șovăielnic, deoarece sufletul și spiritul lui îi sunt legate de corp. El îl confundă pe creatorul malefic al acestei lumi cu Dumnezeul superior. Iată ce gândesc și ce promovează gnosticii. Gnosticii cred că pot scăpa de condamnare cu ajutorul cunoașterii pe care o au asupra lumii adevărate și a lui Dumnezeu. Prin tradiție, Simon Magicianul este considerat primul reprezentant al curentului gnostic. Curentul înflorește în secolul al II-lea, când adepții săi se înmulțesc. Dintre aceștia se remarcă Vasilide și Valentin, primul a fondat, în jurul anului 125, prima sectă gnostică în Alexandria. El pretindea că a primit de la apostolul Matei doctrinele secrete dezvăluite de Mântuitor. Învățătura sa, foarte populară, dar rămasă orală, nu ne este bine cunoscută. De la Valentin însă ne-a rămas Evanghelia adevărului. Din sistemul său foarte complex, moștenit în special de la Vasilieni, rezultă că există trei categorii de oameni, conform triadei corp-suflet-spirit, cei din materie, destinați morții definitive, cei cu suflet care pot fi salvați dacă se comportă corespunzător și, în sfârșit, cei considerați spiritele, cărora li se dezvăluie mesajul Mântuitorului și care vor obține cu certitudine mântuirea. După Valentinieni, mântuirea perfectă constă în cunoașterea măreției nespuse. Dacă mântuirea constă în cunoașterea adevăratului Dumnezeu, atunci, spun ei, nu este nevoie de sărbătorirea misterului puterii nespuse și invizibile, cu mijloace folosite pentru obiectele vizibile și coruptibile. Altfel spus, ei se diferențiau clar de alte culte religioase. Conform descrierilor menționate și în cărțile editurii la rus, gnosticii erau considerați o amenințare pentru biserică. Dacă gnoza este suficient pentru mântuire, înțelegem de ce nu s-a păstrat nimic sau aproape nimic din ritualurile gnostice. Știm cu toate acestea că valentinienii, cu toate declarațiile lor, se rugau frecvent și intonau imnuri și psalmi. La fel, anumite secte gnostice recunoșteau anumite taine. Altele, cum ar fi cea a carpocraților, erau considerate imorale deoarece susținau eliberarea sexualității ca revoltă împotriva unei lumi malefice. În ceea ce privește inițierea aleșilor, aceasta era apropiată de cultul misterelor inspirate de Pitagora. În ceea ce îi privește pe vasilieni, în timpul ceremoniei, Miste era plasat sub invocarea Mântuitorului, asimilat lui Hristos. Aceste comunități misterioase, al căror număr al membrilor era foarte greu de evaluat, se estimează că era un număr foarte mare, au influențat extrem de mult creștinismul. Ce se năștea, culmea, pentru ca mulți dintre autorii creștini să le atace cu o virulență extrem de agresivă, ceea ce ne demonstrează faptul că era un număr mare, amenințând chiar, în unele locuri, creștinismul ortodox. Dacă sectele gnostice au dispărut treptat de-a lungul secolelor, moștenirea lor s-a păstrat chiar și astăzi. Mandeenii, comunitate ce trăiește în sudul Irakului, păstrează această moștenire cu discreție. Vom vorbi în continuare despre Shingon și doctrina mantrelor secrete. Născut în Japonia, Shingon preda adepților săi doctrina mantrelor secrete și yoga celor trei mistere.
odinioară sectă ezoterică a budismului, iar astăzi milioane de adepți. În Japonia, la sfârșitul secolului al VIII-lea, un tânăr pe nume Kukai intră în contact cu ideile budiste. Provenit dintr-un mediu de funcționari superiori și destinat unei cariere înalte, el își întrerupe studiile în urma unei iluminări și hotărăște să meargă în China pentru a-și aprofunda cunoștințele. Conform propriei mărturii, îl întâlnește pe cel de-al 7-lea patriarh din Zenian, școala secretelor, care îl întâmpină cu următoarele cuvinte: știam că vei veni, dar vai, viața mea se apropie de sfârșit și nu știu dacă voi avea suficient timp pentru a-ți transmite învățătura mea. Cu toate acestea, lui Kukai nu-i trebuie decât câteva luni pentru a asimila atât regulile comunității, cât și secretele patriarhului, despre care se spunea că stăpânește tainele învățăturii ezoterice. La capătul acestei perioade, Kukai îl succede bătrânului în funcția de șef al comunității Zenian. Încă o dată, Zenian înseamnă școala secretelor. Dobândind această autoritate spirituală, el se reîntoarce în Japonia 2 ani mai târziu, în anul 806, unde înființează prima școală Shingon, traducerea japoneză a cuvântului chinezesc Zenian, școala secretelor. Mai târziu, în 816, a întemeiat principalul templu al ordinului său pe muntele Koya. Să înțelegem câteva lucruri despre ezoterismul mandalei și al mantrelor. Particularitatea căii Shingon constă în aceea că ea este profund ezoterică în raport cu imaginea lui Buddha din Tibet. În școala lui Kukai, devenit după moartea sa Kobodashi, adică marele instructor, ierarhia legată de obținerea gradelor inițiatice se suprapune organizării clasice, cu grade și titluri monahale. Astfel, orice bărbat care dorea să se integreze în această comunitate era mai întâi arătar lumii sacre, reprezentate de mandala. Este vorba de reprezentări grafice. Mandala reprezintă o reprezentare grafică, de cele mai multe ori pictată, care juca un rol fundamental în abordarea ezoterică. Acest tip de desen are suportul sau era suportul meditației care făcea legătura dintre lumea sensibilă și lumea celor treji. Studentul învață practic, de asemenea, să recite diverse cuvinte, mantre, cu ajutorul cărora va putea accede cu ușurință la meditație. Conform lui Kukai, recitând fiecare silabă foarte clar pentru a putea fi înțeleasă, exprimăm adevărul. Inițierile pot avea și alte forme. Prin ritualul stropirii, studentul primește apă de 5 ori, ca simbol al celor 5 grade de înțelepciune. Apoi este legat la ochi, trebuind să arunce o floare peste o mandală. După locul în care cade, se analizează nivelul de elevare și se dă un nou nume. Conform legendei, Kukai ar fi plasat de 2 ori floarea în centrul unei mandala, dovadă a carismei sale extraordinare. Aceste ritualuri sunt dublate de un învățământ ezoteric oral, hidden, împărtășit de învățători discipolilor săi. Aceștia învață să distingă 4 sensuri în scrierile budiste tradiționale și doar ei au acces la nivelul secretului profund. Odată inițiați, studenții pot practica tot felul de ritualuri complexe, în special yoga celor 3 mistere, cu ajutorul căreia se consideră că ei pot ajunge în cursul acestei vieți nivelul lui Buddha, care constituie scopul învățăturii lui Kukai. Pentru a înțelege mai bine cultura Shingon, hai să analizăm când a apărut budismul și legătura care s-a creat între budism și Shingon. Budismul a apărut în India în secolul al 6-lea înainte de Hristos, în jurul lui Siddhartha Gautama, supranumit Buddha, cuvânt sanscrit însemnând cel treaz. Preocupat de reformarea brahmanismului, pentru care soarta umană constă într-un lung șir de reîncarnări, samsara, în vederea îmbunătățirii sale progresive, Siddhartha propune o ieșire din acest ciclu fără sfârșit de suferințe perpetue, mai ales pentru castele cele mai sărace. Deci, practic, el venea în întâmpinarea nevoii de perfecționare spirituală și de întreruperea ciclului fără sfârșit, nesfârșit de suferințe perpetue ale reîncarnării, în special pentru castele sărace. El oferă tuturor nirvana, pe calea meditației, care duce la obținerea stării de seninătate care stinge patimile. Această doctrină a cunoscut un mare succes în India înainte de a se răspândi în China și apoi în toată Asia.
În Japonia au apărut numeroase școli, budismul Zen, budismul Nichiren, cărora îi aparține Soka Gakkai, budismul ezoteric, al cărui principal reprezentant este Shingon, cu școala Tendai. Să vedem cum s-a dezvoltat școala Shingon, școala secretelor. Mănăstirea Koya s-a extins continuu până a ajuns să numere aproape 100.000 de călugări. Împărații japonezi, care inițial îl priviseră cu neîncredere pe Kukai, i-au permis până la urmă să ridice un templu chiar în incinta Palatului Imperial de la Kyoto. Doctrina de la Shingon a influențat o altă școală ezoterică, cea de la Tendai, fondată de Saiko, un contemporan al lui Kukai. Influența doctrinei Shingon a fost atât de mare încât mulți călugări Tendai au aderat la ea. După moartea maestrului, în anul 835, mișcarea s-a împărțit în multe curente fără a schimba doctrina. Succesul său nu s-a dezmințit de-a lungul secolelor, astfel încât din societate inițiatică s-a transformat în mișcare populară. Ea numără astăzi numai puțin de 12 milioane de adepți în Japonia, iar temple Shingon fiind ridicate în China, Statele Unite și Europa. Explicația acestui entuziasm constă tocmai în mesajul lui Kukai. El a evaluat școlile ezoterice într-un tabel cu 10 trepte. În vârf, evocat ca o inimă învăluită în mister, se află cea de la Shingon, singura capabilă, conform teoriei sale, de a-și conduce adepții spre trezire în cursul vieții. Vom vorbi în continuare despre secta religioasă numită Frații Purității. Sub acest nume enigmatic se ascunde o societate secretă despre care nu cunoaștem nici măcar numele membrilor săi. Ismaeliți fervenți, purtători ai unei ciudate doctrine ezoterice, i-au fost și susținătorii entuziaști ai dinastiei Fatimide a Egiptului. Prozelitismul este activitatea cea mai demnă de recompensă, iar cei care fac prozelitism sunt oameni de rangul cel mai înalt, cei mai doritori a se ruga lui Dumnezeu, indiferent de denumirea pe care aceasta o poartă în diferite culte religioase, cei mai pregătiți pentru a se adresa acestuia, cei mai învățați, cei mai fericiți și cei mai demni de crezare. Acest apel la convertire a fost redactat în secolul al X-lea de niște autori misterioși care se autodenumeau Ikwan al-Safa, frații purității sau chiar frații sinceri. Acești oameni aparțin curentului ismaelit, o sectă mistică provenită din șiism, care nu recunoaște decât autoritatea imamilor descinzând din Ali, ginere și văr al profetului Mahomed. Ca să înțelegem mai bine originile cultelor musulmane, vom analiza în continuare originile islamului, șiiții și ismaeliții. Originile islamului coboară până la începutul secolului al VII-lea și la Mahomed. Religie strict monoteistă, unificată în jurul Coranului și prin Suna, care aduce cuvântul profetului, islamul cunoaște totuși o gravă schismă în anul 680, în urma căreia au apărut două curente divergente, suniții pe de o parte, majoritari, și șiiții pe de altă parte. Conform celor din tâi, urmașii lui Mahomed sunt califii însărcinați să aplice suna, în timp ce ceilalți, șiiții, consideră că singurii șefi legitimi sunt descendenții lui Ali și ai Fatimei, numiți imami. În cadrul curentului șiit izbucnește cea de-a doua schismă, la moartea celui de-al șaselea imam, în secolul următor, adică în secolul 8. Acesta din urmă îl desemnase inițial drept succesor pe fiul său, Ismail, dar acesta moare când tatăl său era încă în viață, adică cel de-al șaselea imam. Izbucnește o ceartă pentru a se decide dacă noul imam trebuie să fie fiul lui Ismail sau fratele acestuia. Partizanii fiului lui Ismail au făcut o secesiune, dând naștere unui nou curent religios, având aparența unei secte, ismaelismul, care s-a răspândit în Egipt în secolul al X-lea, odată cu dinastia Fatimizilor. Revenind la frații purității sau frații sinceri, acești oameni aparțin curentului ismaelit. Spuneam mai devreme că este o sectă mistică provenită din șiism, care nu recunoaște decât autoritatea imamilor, deschizând din Ali, ginere și văr al profetului Mahomed. După ismaeliți, Mahomed aduce oamenilor mesajul ezoteric exprimat de cuvântul Coranului, în timp ce învățătura imamilor, de natură ezoterică, urmărește să dezvăluie conținutul secret al scrierilor. În anul 813, moare cel de-al șaptelea imam. Practic vorbeam mai devreme că apărea o schismă în cadrul curentului șiit odată cu moartea celui de-al șaselea imam, în secolul 8, la începutul secolului 8. Dar de asemenea,
La începutul secolului IX, în 813, moare cel de-al șaptelea imam, Muhammad, fără a numi un succesor. Începe astfel o perioadă de criză pentru ismailism, care va dura aproape 100 de ani. În secolul al X-lea are loc o revoluție politică și religioasă în lumea musulmană. Familia Fatimizilor, care pretinde că descinde din Fatima, fiica profetului, revendică moștenirea ultimului imam și preia puterea mai întâi în actuala Tunisie, în anul 909, iar apoi din 969 în Egipt. Pe parcursul acestei perioade de lupte, secta ismailiților a trebuit să facă apel la prozeliții săi pentru a convinge populațiile sunnite de temeiul doctrinei lor. În acest context apar frații purității. Pentru a înțelege încă o dată mai bine ceea ce înseamnă prozelitismul, reluăm acel cuvânt al autorilor misterioși numiți frații purității. Prozelitismul este activitatea cea mai demnă de recompensă, iar cei care fac prozelitism sunt oameni de ragul cel mai înalt, cei mai doritori a se ruga lui Dumnezeu, cei mai pregătiți pentru a se adresa acestuia, cei mai învățați, cei mai fericiți, cei mai demni de crezare. Nu au pervenit de la acești frați ai purității decât scrierile lor grupate în 52 de epistole. Se făcea și se părea că fraternitatea a funcționat ca o societate clandestină în serviciul fatimizilor pentru cauza ideilor ismailite. Scopul său declarat era propaganda, da-va, care se baza pe da-i, misionari pregătiți în mod special pentru aceasta. La frații purității, da-wa nu se reduce doar la prozelitism. Este important ca adepții să aibă cel mai înalt nivel de spiritualitate posibil. Iată de ce propaganda religioasă ismaelită se continuă sub forma unei învățături inițiatice și ezoterice. Rolul epistolelor era acela de a conduce inițiatul pas cu pas pe calea purificării spirituale. Doctrina fraților purității este o sinteză originală care îmbină medicina, astrologia, alchimia, magia și muzica. De inspirație neoplatoniciană, acesta explică cum lumea emană din divinitate prin intermediul inteligenței și sufletului care au creat materia. Această învățătură nu se predă decât progresiv. La început, inițiatul este meșteșugar, apoi devine administrator, atunci când și-a ascuțit gândirea devine autentic și când ajunge la cunoașterea secretelor creației, iar în sfârșit devine abdal, apropiat al imamului și al profetului. Practic, vedem că evoluția unui inițiat în cadrul cultului fraților purității este una treptată, progresivă. Totalitatea inițiaților formează o cetate spirituală condusă de imam, singurul care îi putea conduce pe oameni spre mântuire. Este sigur totuși că frații purității au contribuit la răspândirea islamismului printre meșteșugari. Între altele, frații purității au fost primii în rândurile islamului care au format un ordin inițiatic spiritual complet și structurat. În același timp, ei au anticipat cu două secole înainte nașterea confrerilor musulmane, tarika, care au influențat atât de mult islamul până în zilele noastre. Din umbra munților, la vârful puterii, vom vorbi în continuare despre secta alaviților. Alaviții constituie exemplul, de altfel foarte rar, al unei societăți secrete ajunse la putere. Materialele la rus ne oferă informații extrem de valoroase despre foarte multe secte religioase și mai ales despre această organizație a alaviților și modul cum ei au ajuns la putere în Siria. Ascunși timp de secole, uneori tolerați, adesea persecutați, alaviții conduc Siria din 1970. Munții Siriei sunt de aproape 1000 de ani refugiul comunităților rebele în căutare de discreție sau refugiu. Așa a fost în secolul al XII-lea în cazul confreriei asasinilor, care, în spatele zidurilor fortărețelor, aflate la înălțime, își organizau loviturile. Alte două secte care și-au găsit adăpost la înălțimile masive din Siria, druzii și nusairiții, numiți și alaviți. Originea acestei comunități misterioase este controversată. Unii consideră că este vorba despre reprezentanții unui vechi cult idolatru, care ar fi integrat elemente monoteiste din Orientul apropiat. O altă teză, mai verosimilă, îi leagă pe alaviți de Muhammad ben Nusair, un șiit irachian din secolul al IX-lea, apropiat al celui de-al XI-lea imam, care a proclamat natura divină a lui Alin și a imamilor.
Societatea alavită se împarte în mai multe clanuri și triburi care reflectă originile etnice ale membrilor săi. În cadrul ei se întâlnesc arabi, perși, turci sau chiar curzi. Această diversitate nu a împiedicat un puternic sentiment de unitate consacrată de francezi în perioada mandatului lor asupra Siriei. În 1920, francezii au proclamat teritoriul autonom al alaviților, care devine stat 2 ani mai târziu. În 1936, zona este atașată Siriei, în ciuda revendicărilor autonomiste ale nusairiților. Acceptând această înfrângere, alaviții au reușit totuși să răstoarne situația în favoarea lor, preluând puterea în Siria. Renunțând la disimularea care i-a protejat secole de rândul, ei au ajuns să ocupe posturi cheie până la preluarea puterii în 1970 de către Hafez el-Assad, un general alavit. De atunci, destinul acestei secte și cel al Siriei se confundă. Timp de secole, nusairiții, ca și druzii, au folosit tachia sau disimularea. Oficial, ei se declarau adepții religiei sunite dominante, practicându-și în realitate cultul lor secret. Religia alaviților este un cult ezoteric rezervat unei minorități infime de inițiați. Doctrina alavită este un sincretism de elemente musulmane, creștine, iudaice, dar și iraniene. Ea se bazează pe credința în trinitatea compusă din Ali, primul imam, Mahomed, profetul, și Salman al-Farisi, un tovarăș apropiat al acestuia. Practic, inițialele numelor lor formează cuvântul AMS, pe care inițiații îl invocă în riturile lor. Ei sunt învățați, printre altele, că nusairismul există dinainte chiar de facerea lumii. Nusairiții trăiau atunci în apropierea lui Dumnezeu, sub forma luminilor. Deoarece s-au crezut perfecți, ei au fost izgoniți și trimiși în lumea materiei, unde sunt sortiți a se reîncarna din viață în viață. Speranța lor constă în a ajunge, grație inițierii și a unei vieți cucernice, să iasă din acest ciclu care îi ține prizonieri. Alaviții au un mare număr de sărbători împrumutate atât din islamism cât și din creștinism. Crăciunul și Epifaniile, sau chiar din religia persană, Anul Nou Persan. Cu aceste ocazii, ei se adună în locuința unuia dintre ei și sub conducerea șeicului citesc împreună fragmente din rugăciunile lor, apoi sacrifică animale pe care le mănâncă la cină în care invocă pe Dumnezeu. Alaviții țin mereu o slujbă în timpul căreia sacrifică vinul pe care îl beau în cinstea decanilor comunității. În 1970, Hafez el-Assad și cei doi fii ai săi, unul dintre ei fiind în prezent actualul președinte al Siriei, i-a adus pe alaviți la conducerea statului sirian. Deci, practic, din 1970, alaviții conduc statul sirian. Trebuie să remarcăm faptul că pentru denumirea alaviților, așa cum i-am denumit noi în limba română, în siriană sau în limba engleză se folosește termenul alawit. Am putea, practic, folosi și noi în limba română termenul alawiți în loc de alaviți. Am preferat totuși termenul alaviți. Vom merge în continuare la următoarea sectă religioasă despre care vom vorbi, druzii. Druzii alcătuiesc astăzi o comunitate de aproximativ 500.000 de persoane, răspândite între Liban, Siria și Israel. Doctrină religioasă și inițiatică, druzismul își păstrează secretul doctrinei de aproape 1000 de ani. La începutul anilor 1840, poetul Gérard de Nerval începe o lungă călătorie care îl duce până în Orientul apropiat. Pe parcursul acestui periplu, el intră în contact cu membrii unei comunități religioase secrete, druzii. El ne povestește că religia druzilor nu este decât un sincretism din toate religiile și toate filozofiile anterioare. Ar fi destul de dificil să ne putem face o idee asupra druzismului dacă Nerval nu ar preciza că religia lor se diferențiază de altele prin faptul că susține că este cea din urmă religie a lumii. Druzismul apare în Egipt în secolul al XI-lea, când califul Fatimid al-Hakim, care a trăit între anii 996 și 1021, se proclamă încarnare divină, care se rupe de curentul șiit ismailit din care a apărut. Partizanii săi, numiți druzi, de la numele lui Darazi, unul dintre propagandiștii cei mai fervenți ai califului, caută să suprime vechile religii prezente în Egipt, atacând sinagogile și bisericile. Nici islamul nu rezistă acestui avânt revoluționar. Legea musulmană, Sharia, este denunțată, trecându-se la organizarea cultului lui Al-Hakim. O comunitate închisă și ezoterică, printre prozeliții druzi se remarcă, în afară de Darazi, iranianul Hamza, căruia Al-Hakim îi acordă întreaga sa încredere.
Adevărat tată al doctrinei druzilor, predicator fără odihnă, el îi aduna pe toți partizanii din califat care vedeau în el ultima emanație a divinității, manifestarea unicului. În această perspectivă, Hamza se proclamă imam, călăuzitor și purtător de cuvânt al califului. Conform ideilor sale, istoria este ciclică, ea practicând manifestări și ocultări ale unicului care s-au încarnat de mai multe ori de-a lungul timpului. Profeții Noe, Abraham, Moise, Isus și, bineînțeles, Mohamed i-au răspândit cuvântul până la a noua încarnare, în persoana lui Halakim, în anul 408 de la Egira 1017. Mișcarea druzistă cunoaște o dezvoltare importantă până în 1021. În acest an, cu ocazia unei plimbări prin Cairo, Halakim dispare în mod misterios. Atunci Hamza anunță retragerea califului, dar și faptul că va reveni. Începe o nouă fază de ocultație. Se pare că din această epocă datează scăderea influenței druze în Egipt. Totuși, mișcarea, prin intermediul misionarilor, se răspândise până în Siria. Atunci când Hamza dispare la rândul său, druzii intră într-o nouă eră, cea așteptării întoarcerii lui Halakim și a imamului său. Ei alcătuiau acum o comunitate sudată, retrasă în munții Siriei și Libanului, care va deveni o societate din ce în ce mai închisă. Secole la rând, ei s-au disimulat. Timp de multe secole, druzii trăiesc în pace, confundându-se cu populațiile locale. Toate practicau de altfel disimularea sau tachia, care consta în adoptarea de suprafață a religiei dominante pentru a practica în secret propriile rituri. Se știe în mod sigur că druzismul capătă forma sa definitivă în secolul al V-lea. Comunitatea s-a împărțit atunci în două grupe principale, înțelepții și neștiutorii. Cei din tâi erau recunoscuți datorită mantiilor lor albe. Membrii clerului sunt aleși dintre înțelepții comunității druze. Ei sunt pregătiți în locuri ținute secret unde pot, la libera alegere, să consulte și să copieze manuscrise care conțin majoritatea cunoștințelor care constituie religia lor. Religia druză s-a născut în aceeași dinastie fatimidă, care până atunci era reprezentanta ismailismului. Curentul s-a născut din șiin și recunoaște, spre deosebire de sunismul dominant, drept singur conducător legitim al comunității credincioșilor pe unul dintre descendenții lui Ali, văr și ginere al profetului și al Fatimei, fiica lui Mahomed. Schisma ismailiană a avut loc în 765 după moartea imamului Jafar al-Sadiq, descendentul lui Ali. El îl desemnase inițial ca succesor pe fiul său cel mare, Ismail. Acesta din urmă însă moare în 762. Succesor devine atunci fiul mai mic al lui Jafar al-Sadiq. O parte dintre șiiți se declară însă partizani ai fiului lui Ismail, care moare la rândul său. Și practic aici vedem o multitudine de schisme, de rupturi între diferitele curente. Două secole mai târziu, în Egipt, dinastia fatimizilor revendică moștenirea lui Ali. Ismailismul dezvoltă o interpretare ezoterică a textului coranic, care opune Zahir, ceea ce este în afară, lui Batin, ceea ce se ascunde, se află în interior, fiind înțeles doar de inițiați. Ismailienii cred, între altele, că descendența din Ismail există în continuare, chiar dacă este ascunsă, din rândurile ei, urmând să apară Mahdi, care va restaura ordinea și dreptatea când va veni sfârșitul lumii. Religia druzilor s-a hrănit din acest sentiment ismailian, căruia i-a adăugat elemente externe, în special iraniene, din naștere unui sincretism original. Descoperim de asemenea în materialele și scrierile editurii la rus faptul că de-a lungul secolelor al XVI-lea și al XVII-lea, druzii au apărut din ce în ce mai mult la lumina zilei, fără a dezvălui însă vreunul din secretele lor. În timpul dominației turcilor, au obținut o largă autonomie. În această perioadă, o parte dintre ei au emigrat spre un munte din Siria, redenumit de ei Jebel Druz, coabitând cu suniții și creștinii din regiune. Cu toate acestea, raporturile dintre druzi și creștinii maroniți s-au înrăutățit atunci când teritoriul a intrat sub dominația prinților egipteni, care au tratat diferit cele două comunități. În secolul al XIX-lea, tensiunile au degenerat în conflicte, amenințări și jefuirea satelor maronite. Războiul civil care a însângerat Libanul
din anul 1983 a reprezentat, din multe puncte de vedere, o rămășiță a acestor confruntări între creștinii maroni și druzi. Astăzi, druzii nu se mai ascund, așa cum au făcut-o în trecut, și o parte din textele lor sacre sunt cunoscute de occidentali, așa cum a remarcat chiar și Nerval la vremea sa. Cu toate acestea, ei refuză în continuare să dezvăluie profunzimea și marea parte a conținutului învățătorilor lor. Vom vorbi în continuare și vom descoperi din scrierile editurii la rus câteva elemente extrem de atractive despre cabaliști. Cabala este foarte la modă în zilele noastre. Staruri precum Madonna, Demi Moore sau Devin Beckham își revendică cu mândrie apartenența la centrul Cabala, Cabala Center, care este pe cale să concureze la Hollywood cu Biserica Scientologică. Fondatorul centrului, Philip Berg, se află astăzi în fruntea unei adevărate multinaționale, în care cei ce lucrează în showbiz sunt cei mai buni reprezentanți. Ideea sa de geniu a constat în a deschide porțile cabalei femeilor, celor care nu sunt evrei. Celor care nu știu să citească în ebraică, le recomandă să obțină un exemplar al cărții Zohar, în limba originară, care le va folosi drept talisman. Deși s-a proclamat cel mai mare cabalist din lume, el nu a fost niciodată inițiat și nu se poate prevala decât de o simplă întâlnire cu un învățător cu ocazia unei vizite în Israel în 1962. Cu toate acestea, centrul Cabala are un succes tot mai mare. Credincioșii săi sunt recunoscuți după brățara roșie pe care o poartă. Dacă scopul lui Berg este să-i ajute pe aderenți să găsească calea spre lumina spirituală, spre lumina spirituală, trebuie să recunoască că această prestație are un preț atât de mare, încât Jerry Hall, fosta soția lui Mick Jagger, a părăsit centrul când i s-a cerut 10% din venituri. Legea lui Dumnezeu dezvăluită poporului evreu nu constituie decât o parte a acesteia. Rămâne însă sensul misterios ascuns profanilor care este dezvăluit puținilor inițiați în mistica iudaică. Moise, coborând de pe muntele Sinai, poartă cu el tablele pe care Iave a scris cele 10 porunci, legea poporului evreu. Acest episod constituie fundamentul exoteric al iudaismului. Deci, încă o dată, constituie fundamentul exoteric al iudaismului. Nu totul a fost dezvăluit atât de limpede. Moise, fiind și deținătorul unui mesaj ascuns în Sfânta Scriptură, de care doar câțiva inițiați pot îndrăzni să se apropie. Cuvântul evreu Kabbala indică tocmai această tradiție orală care trebuia să circule timp de secole. Dacă nu se poate contesta că un anume ezoterism evreu a existat întotdeauna, nu este mai puțin adevărat că, în sensul strict al cuvântului, Kabbala a apărut în Evul Mediu ca reacție la filozofia raționalistă a lui Maimonide, care a trăit între 1135 și 1204, filozofie raționalistă care domină viața intelectuală iudaică. Prima operă cu adevărat cabalistă sau cabalistică a fost redactată în Provence în ultima treime a secolului al XII-lea, intitulată Sefer HaBahir, Cartea Luminii. Un secol mai târziu apare, în Castilia, Sefer HaZohar, Cartea Splendorii, care consacră adevărata vechime și valoarea cabalei. Redactată în aramaică, ceea ce îi conferă aura unui text antic, Zohar este un comentariu mistic al primelor 5 cărți ale Bibliei, Tora, care fascinează lumea iudaică. Astfel începe domnia cabaliștilor. Inițiați și cercetători perseverenți, cabaliștii își transmit cunoștințele ezoterice doar unui număr extrem de limitat de persoane, considerate demne de a le primi, demni de a fi iluminați. Ei înființează cenacluri foarte discrete, școli, care atrag foarte repede pe tinerii teologi avizi de lectura simbolică a textelor sacrice. Unii dintre ei fondează, la rândul lor, alte școli. Astfel, într-un lanț neîntrerupt, cunoștințele se transmit din generație în generație. Menținerea secretului referitor la mistere, razim, la misterele tradiției ezoterice este garantat printr-o legătură personală puternică care îl unește pe maestru de discipol. Pentru a deveni cabalist, candidatul trebuie să îndeplinească mai multe condiții. 1. Să fie de sex masculin. 2. Să practice un iudaism strict. 3. Să fie atins un anumit prag al maturității, ceea ce în general însemna să aibă peste 40 de ani, și 4. Să cunoască teologia la un nivel satisfăcător. Cabaliștii sunt exegeții ai Torei,
inaccesibilă majorității muritorilor. Ei practică cabala teozofică. Alți cabaliști se apropie mai mult de magicieni. Acești adepți ai cabalei practice urmăresc practic o sinteză a practicilor magice ale iudaismului. Ei confecționează tot felul de amulete protectoare, utilizând și chiromanția, alchimia și astrologia. Ei sunt disprețuiți de adepții cabalei teozofice. Ce ne învață cabaliștii? Ei se bazează pe noțiunea centrală de sefira. Există 10 sefirot care denumesc stările succesive de manifestare ale divinității. Conform Zohar, cauza cauzelor a produs cele 10 stări ale ființei, denumite sefirot: Keter, coroană; Ochma, înțelepciune; Bina, inteligență; Gedula, măreție; Gevura, putere; Tiferet, frumusețe; Netza, eternitate; Hod, glorie; Yesod, temelie; și Malut, regalitate. Fiecare se identifică cu o parte a corpului și cu o stare în numele divinității. Cele 10 zefirot sunt legate unele de altele printr-un complex de simboluri prin care cabaliștii obțin o grilă pentru citirea lumii. Ele formează împreună arborele sefirot, unitatea dinamică prin care divinitatea se arată celui care a știut să o descifreze. Teoria celor 10 sefirot spune că Tora conține ansamblul legilor ascunse ale creației, chiar a lui Dumnezeu însuși, dar într-o formă pe care o vor descifra doar inițiații. În școlile cabalistice se încuraja comentariul insistent și permanent al textelor, prin care trebuiau să ajungă la o mai bună înțelegere a lui Dumnezeu. Pentru a atinge acest scop, cabaliștii recur la numerologie, conform metodei complexe furnizate de goametrie. Ca să înțelegem cum funcționează cabala creștină, nu se poate nega fascinația exercitată de cabala în afara mediilor evreiești. Cea mai bună ilustrare o constituie opera marelui umanist creștin și filozof Pico de la Mirandola, care a trăit între anii 1463 și 1494, care în perioada renașterii reia în stilul său tezele cabalistice. Relatând tradiția conform căreia Moise ar fi primit învățătura secretă de pe muntele Sinai, umanistul legitimează aspectul secret și inițiatic al cabalei. A face publice misterele cele mai secrete și enigmele divinității supreme, spune de la Mirandola, ascunse sub aparența legii și a învelișului grosolan al cuvintelor, ce înseamnă altceva decât a arunca ceea ce este sfânt ca hrană pentru câini. De aceea, nu din decizia umană, ci din ordinul lui Dumnezeu, toate acestea au fost ascunse mulțimii pentru a nu fi comunicate decât celor perfecți. Conform acestei teorii, Pico de la Mirandola inaugurează fuziunea dintre creștinii și cabala. Tocmai când prietenul său, Marsilio Ficino, îl traduce pe Platon și scrierile hermetice atribuite lui Hermes Trismegistul. Cabala creștină a lui Pico de la Mirandola devine unul dintre fundamentele creștine din secolele următoare. Întâlnirea dintre exegezele biblice și ezoterism, cum ar fi alchimia, va trezi un entuziasm deosebit la sfârșitul secolului al XX-lea, odată cu apariția romanelor teologico-politice. Cabala este strâns legată de știința numerelor. Conform unei credințe vechi pe care o întâlnim la Pitagora și la discipolii săi, cifrele au o valoare mistică grație căreia lumea poate fi percepută în adevărata sa realitate. În antichitate, numerologia este utilizată de civilizațiile de pe malul Mediteranei. Câteva secole mai târziu, cabaliștii au reluat pentru ei descifrarea textului sacru, atribuind un număr care merge de la 1 la 400, celor 22 de consoane ale limbii ebraice. Ei au efectuat tot felul de calcule, elaborând o exegeză originală a Torei. Astfel, cuvintele semnificând masculin și binecuvântare au o valoare, doar ca exemplu, numerică identică, însemnând că ele merg împreună. Pentru a înțelege și pentru a ajunge la acest rezultat, cabalistul trebuie să compare valoarea utilizării de 3 ori a cuvântului masculin cu valorile care formează cuvântul binecuvântare. Alt exemplu, valorile cuvântului sefer, carte, și chem, nume, sunt identice. Într-adevăr, Tora conține numele lui Dumnezeu. Iată câte secrete ne divulgă cabaliștii și sunt multe altele care sunt foarte bine ascunse. Următoarea sectă religioasă despre care vom povesti și pe care ne dezvoluie
scrierile editurii la rus, sunt dervișii rotitori sau dansul de rugăciune. Mai mult decât un simplu spectacol, baletul celest al dervișilor rotitori din Konya, Turcia, este expresia misticismului uneia dintre cele mai vechi confrerii ale islamului. La începutul secolului al XIII-lea, fugind de invaziile mongole, teologul Baha-ad-Din Walad părăsește Iranul actual și se stabilește împreună cu familia în orașul Konya, în inima Anatoliei. Pe drumul exilului, mulți s-au minunat de înțelepciunea fiului său, Jalal al-Din Rumi, care a trăit între anii 1207 și 1273, care îl urma pe tatăl său precum un ocean în spatele unui lac. După o perioadă de pregătire efectuată la Alep și Damasc, tânărul îi urmează tatălui său. El predă într-o școală coranică, Medersa, până la întâlnirea decisivă cu Shams. Acesta era derviș, termen prin care este denumit orice membru al unei confrerii religioase legate de sufism. Cu ajutorul lui Shams, Rumi cunoaște extazul și comuniunea cu Dumnezeu. Mai mult ca sigur că datorită dervișului, Rumi a abordat dansul ca pe un mijloc privilegiat de întâlnire cu Dumnezeu. Odată început dansul, ei își scot mantia lăsând să se vadă tunica albă. Renunțarea la togă simbolizează moartea fizică și renașterea spiritualității superioare și mistice. Când dervișii își ridică mâna dreaptă spre cer, iar pe cea stângă o coboară spre pământ, ei au de fapt un rol intermediar prin care transmit oamenilor ceea ce primeze la Dumnezeu. Dervișii sunt mistici aparținând unei confrerii musulmane. Ca multe altele, ordinul lor a fost interzis în 1925 de guvernul laic al lui Kemal Atatürk. Salvarea sa se datorează a fluxului important de turiști care aplaudă aceste dansuri excepționale, ceea ce a permis supraviețuirea confreriilor sub o putere care le era ostilă. În spatele acestei societăți seculare se ascunde figura unuia dintre cei mai mari mistici ai islamului, Jalal al-Din Rumi, practic fiul despre care se spunea că îl urma pe tatăl său ca un ocean în spatele unui lac. Atât de mare era considerat din punct de vedere spiritual. Considerați adesea simpli dansatori, dervișii rotitori sunt în realitate inițiați care caută calea extazului spre Dumnezeu prin practicarea dansului sacru, Sama. Confreria dervișilor rotitori a fost organizată de fiul lui Rumi, Sultan Walad. Ea propune adepților un mijloc original de accedere la cele sfinte, dar pentru aceasta trebuie mai întâi trecute cu succes mai multe probe. Viitorul adept trebuie, la început, să meargă într-o mănăstire de derviși numită Teche, unde este întâmpinat de șeful său spiritual, Sheikhul. Astfel începe o lungă perioadă de punere la încercare. Timp de 1001 de zile, adică 3 ani conform calendarului lunar musulman, tânărul novice va trebui să se conformeze ordinelor superiorilor săi și să îndeplinească numeroase sarcini neplăcute, spălarea rufelor, curățarea latrinelor, curățenie generală și altele. În același timp, el este inițiat în Sama. După cele 1001 de zile, novicele este informat că va putea să participe în viitoarea săptămână la o ceremonie de inițiere. Deci după 1001 de zile. La încheierea ceremoniei, tânărul este condus într-o chilie din care va ieși peste 18 zile. La trecerea acestui termen, șeicul îi înmânează o pălărie conică de culoare roșie, numită siche, prin care este desemnat derviș. De acum înainte, poate participa la ritualul de dans complet, prin care comunică cu divinitatea. Vom vorbi în continuare despre o altă societate secretă, Societatea Lotusului Alb. Societatea Lotusului Alb s-a inspirat din budism. Născută sub semnul religiei budiste, una dintre cele mai vechi și importante societăți secrete chineze, a exercitat o influență decisivă în afacerile politice ale Imperiului de Mijloc. În 1890 are loc la Shanghai conferința misiunilor protestante, prin care se căuta să face o evaluare a gradului de pătrundere a creștinismului în China. Reverendul F. James relatează în fața unui auditoriu stupefiat că în provincia în care păstorea el, Shandong, existau numai puțin de 100 de organizații secrete care combinau doctrina religioasă cu acțiunea politică. Societatea secretă era structurată de secole în cadrul unui ansamblu de confrerii inițiatice și religioase care proveneau din două familii principale. În sud, cea a triadei, întemeiată în secolul al XVII-lea, și în nord, cea a lotusului alb, mult mai veche. Chiar dacă nu a apărut în secolul al IV-lea, cum spune legenda, există cel puțin din secolul al XII-lea. Sub denumirea de Bai Lianjiao,
Societatea avea un mesaj religios și spiritual original, de unde și ecoul privind povestea mitică a originilor. Părinții fondatori ar fi fost un învățător taoist, un poet și un patriarh budist, toți trei rugându-se unui mesia pe nume Amidaba. Secta budistă cu o doctrină sincretică, succesul său a devenit din ce în ce mai mare. Adepții foloseau elemente taoiste, cum ar fi corespondența dintre virtute, culori și numere. Ei practicau și prezicerile, anunțând reîncarnarea apropiată a lui Buddha. Specialiștii subliniază că această confrerie a fost marcată de influența comunităților maniene din China. La începuturile sale, societatea Lotusului Alb nu era o societate secretă. Ea a atras masele țărănești, ostile dinastiei mongole Yuan. De altfel, intrarea în politică se datorează tocmai acestui element, adepții participând activ la luptele care vor aduce pe tronul imperial dinastia Ming. Lotusul Alb a avut un rol de primordin în această victorie. Astfel, primul împărat Ming, urcat pe tron în anul 1368 sub numele de Taizu, era un fost călugăr budist, adept al sectei Lotusului Alb. Este posibil ca numele de Ming, însemnând lumină, să provină din vechiul fond manian al sectei, înrodindu-se cu numele care era dat profetului Mani, supranumit trimisul luminii, Minxi. Noul împărat, abia ajuns la putere, interzice culmea societatea, deoarece s-ar deda unor practici magice prin care vrăjitori și vrăjitoare se rugau sfinților și scriau de scântece pentru apă. Fondatorul dinastiei Ming, care a dăinuit între 1368 și 1644, fondatorul numit Taizu, a făcut parte din Lotusul Alb înainte de a se întoarce împotriva ei. Secta intră în clandestinitate și reîncepe lupta politică. Intrarea în clandestinitate a Lotusului Alb a dus la apariția de-a lungul secolelor a numărate filiale secrete. Una dintre cele mai importante este cea a celor 8 diagrame, strict ierarhizată, care își datorează numele figurilor utilizate de taoiști pentru a putea citi viitorul. Membrii săi trebuiau să treacă prin mai multe probe inițiatice pentru a ajunge de la rangul de simplu credincios la cel de maestru. Păstrarea secretului era foarte strictă, iar cel care nu o făcea își va vedea trupul transformat în puroi de sânge în 100 de zile. Cele 8 diagrame au participat în 1813 la ocuparea orașului interzis. Între celelalte societăți afiliate la Lotusul Alb se poate cita Nian, formată din țăranii care au luptat împotriva trupelor imperiale în China de Nord. În ceea ce privește celebra secta boxerilor, ea emana, la rândul său, din Lotusul Alb. Practica artele marțiale și a căutat să izgonească străinii din China la sfârșitul secolului al XIX-lea. Așa cum spuneam mai devreme, primul împărat al dinastiei Ming, Taizu, odată ajuns la putere, interzice societatea, motivând că aceștia recur la practici magice, la vrăjitori și vrăjitoare. De atunci, adepții Lotusului Alb, hăituiți și condamnați la moarte, au intrat în clandestinitate. Constrâns să utilizeze semne de recunoaștere, ei au continuat să se întâlnească în cea mai mare discreție, promițând la fiecare reuniune să păstreze secretul asupra practicilor religioase și politice pe care le urmau. Pentru a fi eficientă, dar și când mai invizibilă, secta se fărmițează în mici grupuri locale sau regionale. Lotusul Alb și filialele sale erau înainte de toate societăți religioase. Condamnarea lor violentă de către Ming le îndreaptă spre rezistența politică, care va dura câteva secole și care va contribui la căderea dinastiei Ming în anul 1644 și la organizarea unor mari mișcări de protest. Astfel, în 1793, Wang Song, șeful sectei Lotusul Alb, a organizat o insurecție de amploare, încercând fără succes să răstoarne dinastia manciuriană Qing. 20 de ani mai târziu, adepții vor reuși însă să ocupe orașul interzis. În 1911, dinastia Qing va fi până la urmă răsturnată de mișcarea republicană condusă de Sun Yat-sen, membru al triadei și apropiat de Lotusul Alb. Deocamdată, atât despre organizația Societatea Secretă Lotusul Alb și puterea pe care i-a exercitat-o sute de ani la rândul în lumea politică chineză și în lumea religioasă chinezească. Vom vorbi în continuare despre Compania Sfântului Sacrament și milostenia suspectă pe care aceștia au afișat-o. Sub acoperirea alinării suferințelor contemporanilor,
mult prea discretă Compania Sfântului Sacrament s-a amestecat din plin în treburile politice ale regatului înainte ca Mazarin să intre la bănuieli. Compania Sfântului Sacrament a fost înființată în 1627 la inițiativa lui Henri de Lévy, duce de Ventadour. Persoană foarte pioasă, el se separase de soție pentru a se dedica sacerdoțiului. Însuflețit de o credință sinceră, el a avut ideea înființării unei confrerii care să unească laici și clerici în jurul unui ideal comun de înaltă credință și acțiune concretă în epoca sa. În 1660, un pamflet era răspândit în regatul Franței, intitulat Memoriu pentru a face cunoscute spiritul și comportarea companiei stabilite în orașul Caen. El afirma că în spatele confreriei secrete Compania Sfântului Sacrament se urzea o conspirație. Imediat, Mazarin, care exercita puterea politică în numele tânărului Ludovic al XIV-lea, a văzut în această cabală a credincioșilor un pericol ce trebuia înlăturat, mai ales că unii membri ai respectivei confrerii îi reproșaseră deja comportarea puțin conformă statutului său ecleziastic. În consecință, el cere ca întrunirile asociației să fie condiționate de autoritatea regală prealabilă. Compania abia reușește să evite interzicerea activității. Este adevărat că era susținută de persoane importante, începând cu regina mamă, Ana de Austria. La data respectivă, compania era puternică. Printre persoanele care îi se raliază se aflau membri ai clerului precum Sfântul Vincent de Paul, Bossuet sau Jean-Jacques Ollier, fondatorul ordinului Sulpicienilor, dar și laici de prim rang, cum ar fi prințul de Conti, ducele de Nemours, Fouquet și Lamoignon, președintele Parlamentului în Paris. Confrerile religioase erau atunci forme clasice de evlavie creștină. În ceea ce privește devoțiunea față de Sfântul Sacrament, ea constituia trăsătura distinctivă a confreriei, fiind foarte populară de la sfârșitul secolului al XVI-lea, fiind ecol Conciliului de la Trento, conciliu care și-a desfășurat activitatea între 1544 și 1563, care reafirmase prezența reală a lui Hristos în pâine și vin. Noutatea reală a companiei constă în faptul că foarte repede reuniunile sale vor avea loc în cel mai mare secret. Această dispoziție se impunea tuturor, așa cum afirma articolul 9 din statutele sale. Societatea va fi cât se poate de secretă, bazându-se pe umilința cea mai profundă și pe milostenie, imitându-L pe cât posibil pe Iisus Hristos în Sfântul Sacrament în care s-a ascuns. Confreria își făcea recrutările înainte de toate din elita societății. Se întâlnesc numeroși aristocrați, episcopi, preoți și membri ai nobleței de robă. Aceștia se numeau confrați și se întâlneau joia, ziua consacrată adorării Sfântului Sacrament, pentru a se ruga împreună. Compania înființată în provincie în 1660, peste 50 de filiale. Treptat, ea va începe să se implice în viața publică, chiar și în cea politică. Discreția membrilor și influența lor i-au conferit eficacitatea unui grup de presiune. Peste tot unde a avut putere și în cea mai mare discreție, acesta a căutat să impună o catolicizare totală a societății care depășea de departe vocația pioasă și milostenia inițiale. Astfel, confrații ajung să obțină interzicerea duelurilor și condamnarea defăimărilor celor sfinte din limbajul curent. Ei au luptat împotriva modei din epocă, considerată impudică, au obținut interzicerea anumitelor spectacole pariziene presupuse imorale, cum ar fi, de exemplu, expozițiile publice de cărți ilustrate. Ei au atacat pe anumiți supuși ai regelui, mai ales pe protestanți și janseniști, dar și pe libertinii care șocau prin moravurile lor. Tocmai intervențiile permanente în domeniul politic au făcut-o treptat să apară ca suspectă și deranjantă în ochii puterii regale. Dacă Richelieu și Ludovic al XIII-lea au fost favorabili la început, nu același lucru se întâmplă cu Mazarin și Ludovic al XIV-lea sau cu Molière. Iată de ce darea sa pe brazdă din anul 1660 a fost atât de radicală. Un an mai târziu, Ludovic al XIV-lea și începe domnia personală, luând în mână conducerea regatului. Ca să înțelegem cât de contrar era Molière Companiei Sfântului Sacrament, vom vedea în continuare câteva dintre scrierile sale. În Tartiuf, el ridiculizează clanul credincioșilor care, la rândul lor, obțin interzicerea piesei în 1664.
După dizolvarea companiei, piesa a putut fi jucată abia în 1669. Turnul ei era cu adevărat sarcastic. Iată ce scria Molière. Acești indivizi ce se declară dezinteresați fac din credință o meserie și un târg, prin fals clipit din ochi și gesturi afectate. Zilnic îi vedem cum cercetă și se roagă, cu ardoare ieșită din comun. Propovăduiesc retragerea la mănăstire, dar ei trăiesc la curtea regală. În binezelul religios cu viciile, sunt răzbunători, iar credința le e înșelătoare. Când vor să piardă pe cineva, ascund sub rugăciuni adresate celui de sus, trufașul lor resentiment. Molière, Tartuffe sau Impostorul, scris în 1664. Vom povesti în continuare despre preoții vrăjitori Voodoo și Macumba. Fabrica de zombi constituie aspectul cel mai spectaculos și mai cunoscut al cultului Voodoo. Dar pentru sociologii care studiază religia, acest fenomen este și mai revelator. El ar fi reproducerea traumatismului suferit de negri în timpul sclaviei. Unii cercetători au presupus că vrăjitorii haitieni utilizau o pudră specială pentru a-și transforma victimele în zombi, o travă pusă cel mai adesea în încălțămintea sau pe spatele persoanei vizate pentru a-i se impregna pielea. Studii recente au arătat că acest preparat conține oseminte umane, resturi din piele de șopârlă, carcase uscate de Buffo marinus, o broască răioasă foarte veninoasă, totul sub formă de pulbere. Se adaugă plante care conțineau saponină, o substanță toxică capabilă să afecteze respirația. Amestecul astfel obținut provoca paralizia totală, stare în care granița dintre viață și moarte devenea incertă. După doctorul Wade Davis, de la Universitatea Harvard, o travă preparată de Boko este cu atât mai eficace cu cât victima este mai convinsă de puterile torționarului său și de realitatea voodoo. Supraviețuitor al cultelor primitive africane, exportate de sclavii negri, voodoo are dimensiunea unei religii majore, dar îndeplinește și importante funcții sociale și politice din Haiti până în Brazilia. În 1980, un oareclare Clervius Narcis reapare în fața surorii sale, Angeline, după 18 ani de absență. Aceasta asistase în 1952, însă, la ultimele momente din viața fratelui, într-un hotel din Haiti. Clervius îi povestește surorii că își amintește cu exactitate de agonia sa și de plânsetele surorii, ale Angelinei. El relatează cum, fiind considerat mort, a fost înfășurat în Giulgiu, scos din sicriu în acea seară și dus în împrejurimile Cap Haitian. Într-o stare semicomatoasă, a muncit ani în șir ca zombie, până ce a reușit să scape de sub tutela stăpânului. Clervius spune că îl suspectează pe unul dintre frații săi, care ar fi plătit un boco, un vrăjitor ce practica voodoo, pentru a-l aduce în această stare de sclavie și a beneficia astfel de moștenirea după care jinduia. Istoria cunoaște un asemenea răsunet încă din 1981, când o echipă BBC este trimisă pentru o anchetă. Ziariștii apelează la Lamarck Duvon, directorul centrului de psihiatrie din Port-au-Prince, care era preocupat de voodoo încă din anii 1950. Coroborând spusele lui Clervius, echipa de la BBC ajunge la concluzia că acesta a fost într-adevăr victima unei mașinațiuni în care intervenise un vrăjitor voodoo pentru a-l droga și a induce starea anumită de zombie. Incapacitatea de a acționa sau de a lua decizii de unul singur sau de a lupta. Cu toate acestea, familia și prietenii nu au mai vrut să aibă de-a face cu el, de frică să nu stârnească furia vrăjitorului. Practica voodoo este însoțită uneori de sacrificii sângeroase. În Haiti, adepții voodoo au fost executați în 1864, deoarece practicaseră un ritual antropofag. În 1797, autoritățile franceze din insula Santo Domingo, viitoarea Haiti, notau într-un raport că au loc în continuare reuniuni periculoase, cunoscute sub numele de voodoo. În ciuda măsurilor de protecție adoptate, acestea adăugau că se prestează jurăminte înfricoșătoare, ale căror îndepliniri pot compromite siguranța publică în fața celor care prezidează aceste orgii și, în consecință, se interziceau aceste întruniri în cadrul cărora rugăciunile și dansurile se confundau. În epocă, milioane de africani au fost capturați și transportați spre lumea nouă, fiind reduși la sclavie pentru a lucra pe plantații. Coloniștii au avut grijă să amestece niile pentru a împiedica orice sentiment de unitate care ar fi putut conduce la revoltă. Cu toate acestea, parte dintre negri încercau să fugă. Maroner,
cum li se spunea pe atunci, adică fugari. Pentru fugari, denumiți negri marons, exista o singură cale de ieșire, să încerce să se întâlnească în secret în timpul nopții pentru a intra în comuniune cu forțele mistice, considerate superioare albilor. Ei împărtășeau o limbă comună, creola. Uneori, pentru acești sclavi, unora dintre acești sclavi li se atribuiau puteri extraordinare, darul ubicuității, puteri magice. În jurul preoților vrăjitori, în fervoarea întâlnirilor nocturne, negrii se constituiau în confrerii secrete, expresie vie a rezistenței față de ordinea colonială. S-a descoperit astfel că voodoo își trage rădăcine din vechile rituri venite direct din Africa, practicate de locuitorii din Benin și Togo, care venerau niște puteri invizibile numite voodoo. Aceste voodoo erau spirite, sufletele morților, divinizate de morți importanți, mesageri și supuși ai lui Mau, marele zeu creator. Ei apar în fața oamenilor în diferite moduri, cel mai adesea punând stăpânire pe unul dintre săteni, care devine purtătorul lor de cuvânt. Forța lor provine din sacrificiile sângeroase organizate de preoții din fiecare trib. Ajuns în America, cultul a evoluat în ceea ce privește adunările nocturne ale negrilor marons. Anumite trăsături ancestrale au persistat, în timp ce altele s-au schimbat, mai ales sub influența catolicismului. Astfel, în Haiti, sub numele de voodoo, descendenții sclavilor continuă religia africană a strămoșilor în cadrul inițierilor spectaculoase. În Brazilia, sincretismul dintre tradițiile negre africane, catolicism și spiritism, a dat naștere religiei Macumba, care are și ea confrerii de inițiați. Cultul voodoo, practicat în Haiti, a păstrat legăturile cu voodoo original. El prezintă un panteon bogat, cel mai important fiind Marele Stăpân, identificat uneori cu Dumnezeu, care domnește asupra spiritelor, Loas. Un mare număr de zeități au nume pitorești, cum ar fi Tidjan, Marinette. Printre cele mai cunoscute îi putem cita pe Baron Samedi, geniul morții și al cimitirelor. El era invocat de preoții voodoo, numiți Hugan sau Boko, când este vorba de bărbați, Mambo, când este vorba de femei. Este invocat de acești Hugan sau Boko sau Mambo când fabricau un zombie. Cultul voodoo este inițiatic. După botezul catolic, adeptul este plasat sub protecția spiritului tutelar, al familiei, Loa Rasin. Mai târziu, el îmbracă o nouă personalitate în cadrul unei inițieri și trebuie să-l servească pe Loa Maître Tet, care îl va conduce și îi va conduce viața. Supunerea față de acest maestru se face în cursul unei ceremonii desfășurate în trei etape. Candidatul trebuie, mai întâi, să salute obiectele sacre și să-l invoce pe Marele Stăpân. Apoi sunt sacrificate animale dedicate lui Loa, cel mai adesea păsări. În sfârșit, în ritmul neîncetat al tobelor, al cântecelor și dansurilor, viitorul adept devine posedat de spiritul căruia îi se închină. El comunică cu Loa și lumea lor. Adepții pot apela la preoți pentru a obține protecția împotriva spiritelor malefice, procurându-și amulete și poțiuni de tot felul. Se consideră că unii inițiați pot avea darul de a transforma în vârcolaci sau în animale fantastice. În Brazilia, se întâmplă frecvent să mergi la un templu pentru a întreba spiritele despre viitor sau despre orice altceva. Ceremoniile au loc de obicei la căderea nopții. Odată ce consultantul a intrat în perimetrul Tereiro, încep cântecele și răpăitul tobelor. Condus de un tată sau o mamă a sfinților, inițiatele intră în transă și se lasă să călătorească printre spirite, zeitățile sau manele unor strămoși. Odată posedate de aceștia, ele capătă calitățile celui sau celei care îi bântuie și așteaptă să li se pună întrebări. Nu ne mirăm să le vedem înarmându-se cu o sabie grea, o cască de metal sau să adopte o voce gravă dacă spiritul dominator este al unui bărbat. Când bătăile tobelor se opresc, inițiatele răspund la întrebările puse de consultant, care odată mulțumit aduce o ofrandă zeilor. Macumba este un termen generic care grupează diverse culte braziliene, dintre care cel mai important este Candomblé, practicat în Bahia. Apropiate de voodoo, aceste credințe afro-braziliene venerează la rândul lor un zeu suprem, Olorun, dar există și un cult al zeităților inferioare, Orixa, care poartă nume africane la care s-au suprapus patronime catolice, Notre Dame,
de navigator, Sfântul Anton sau chiar Isus. Ceremoniile au loc în temple denumite Tereiros. Înconjurate de pelisade, ele constituie domeniul preoților lucrurilor sfinte, al părinților sfinților. Aceștia din urmă sunt asistați de dansatori și de mediumuri constituiți într-o confrerie ai cărei membri sunt în majoritate femei. Integrarea acestui grup de inițiați depinde de alegerea făcută de spirite. Alesul, aleasa, trebuie să tragă probele de inițiere. După ce a contactat un preot, este necesară o izolare pe perioade de multe săptămâni într-un tereiro, unde învață rugăciuni, rituri și antra de a intra în transă, până în ziua primei posesiuni, care va autentifica calitatea sa de inițiat. Adeptul trebuie apoi să fie binecuvântat într-o biserică catolică, după care se reîntoarce la căminul său. El este arondat unui templu în care oficiază, fiind subordonat ordinelor tatălui sau mamelor sfinților. Această societate inițiatică joacă un rol primordial, deoarece face legătura dintre lumea oamenilor și cea zeilor sau a strămoșilor. Pentru a observa cum s-a realizat cementarea ordinii sociale, vom vedea că de-a lungul anilor, macumba sau voodoo au jucat rolul de releu între societatea civilă, încășovăitoare și autorități. Un discurs politic deseori nu este credibil decât dacă este legitimat de demnitarii religioși. Și mai surprinzător este faptul că aceste culte au devenit elemente indispensabile de stabilitate socială. Interesant, aceste culte au devenit elemente indispensabile de stabilitate socială. Pare un paradox, nu-i așa? Autoritățile politice braziliene au încercat de mai multe ori să închidă unele tereiros, considerate periculoase sau contestatoare, dar au trebuit să renunțe la cererea medicilor care observau creșterea numărului de bolnavi suferind de tulburări mentale, care în vremuri normale s-ar fi predat spiritelor. Condițiile apariției dramatice a acestor culte inițiatice și a confreriilor care le deserveau le făcuseră de nedisociat de societățile afroamericane din care ele sunt parte integrantă. Ele s-au dezvoltat însă și în afara frontierelor. Voodoo va fi practicat și în Statele Unite, nu numai de imigranții negri, dar și de tinerii albi convertiți. Unele site-uri au ajuns pe internet să propună chiar o inițiere online. Vom vorbi în continuare despre influența la nivel mondial a Opus Dei. Bine plasată în secretele Vaticanului, opera, cum se numește de fapt Opus Dei, opera lui Dumnezeu, Opus, opera Dei Dumnezeu, a întreținut relații sulfuroase cu lumea politică și financiară și de multe ori ar fi meritat porecla de Sfânta Mafie. În octombrie 2002, José María Escrivá de Balaguer este canonizat cu mare pompă la Roma. În ciuda aclamațiilor oficiale, unii nu și-au putut reprima sentimentul de mirare față de rapiditatea neobișnuită a procesului de sanctificare. Fondatorul Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, murise în 1975. Declarat mai întâi venerabil în 1990, el a fost apoi beatificat în 1992, după care a fost declarat sfânt 10 ani mai târziu. Dorită și organizată de la un cap la altul de Papa Ioan Paul al II-lea, această canonizare nu a îmbunătățit totuși cu adevărat imaginea Opus Dei în ochii marelui public. Opera continuă și astăzi să vehiculeze un mare număr de fantasme. I se reproșează rând pe rând că este sectă, societate secretă lucrând pe sumâna pentru Roma și vehiculând sume imense de bani, că este pur și simplu Sfânta Mafie și alte apelative. Unii ecleziaști nu au agreat ordinul, ale cărui idei le găsesc prea radicale, iar canonizarea liderului nu era, sincer vorbind, o prioritate a bisericii. Cu toate acestea, succesul societății Opus Dei este remarcabil. Ea numără azi în jur de 80.000 de membri răspândiți în lumea întreagă, în principal în țările de limbă latină. Bine introdusă în guvernul pontifical, opera a câștigat susținerea de neclintit a suveranilor pontifi și mai mulți cardinali nu-și mai ascund apartenența la ordin, începând cu Joaquín Navarro Valls, numit de Ioan Paul al II-lea în funcția foarte diplomatică și deosebit de sensibilă de purtător de cuvânt al Vaticanului. Istoria Opus Dei nu poate fi disociată de personalitatea întemeitorului său, José María Escrivá de Balaguer, care a trăit între 1902 și 1975. În octombrie 1928, cu ocazia unei retrageri spirituale, deci practic avea doar 26 de ani, tânărul preot a avut o revelație. El va relata că Dumnezeu i-a cerut în acea zi să întemeze un ordin în care laicii să-și poată continua viața cotidiană, aspirând la sfințirea prin rugăciune,
prin muncă și opere. În ceea ce privește denumirea asociației, aceasta provine de la faptul că într-o zi confesorul său l-a întrebat cum stau lucrurile cu această opera lui Dumnezeu, în latină Opus Dei. Limitat într-o primă fază la Spania, organizația lui Escriva era modestă. Ea îi grupa pe laicii preocupați de sfințire, care își dedicau viața apostolatului catolic. În 1943, Escriva include Societatea Sacerdotală a Sfintei Cruci. Formată din preoți, aceasta avea rolul de a-i încadra spiritual pe membrii laici ai Opus Dei. Această formulă foarte originală a interesat Sfântul Scaun, care îl cheamă pe Escriva la Roma în 1947, acordându-i titlul de prelat al sfinției sale. Acesta rămâne aici până la moartea sa în 1975. La acea dată, ordinul se dezvoltase, iar succesorul său, Alvaro del Portillo, Ilies de Solano, care a trăit între 1914 și 1994, obține ca opus și societatea sacerdotală să fie erijată în prelatură personală, al cărei titular devine. Acest statut juridic îi permite să se subordoneze direct papei. Opus avea astfel o situație privilegiată în cadrul bisericii, beneficiind de un ecou internațional. Cu toate acestea, organizația a stârnit în continuare neîncredere explicațiile acestui lucru, găsindu-se în perioada apariției sale. Opus Dei este deseori considerată o societate secretă, fapt negat cu fermitate de membrii și simpatizanții săi. Realitatea este mult mai nuanțată. În mod evident, Opus Dei nu este o sectă. Statutul, redactat în 1950, preciza la articolul 191, membrii, atât numerarii cât și supranumerarii, știu foarte bine că vor păstra tot timpul o tăcere prudentă în ceea ce privește numele celorlalți asociați. Ei nu vor dezvălui niciodată nimănui că fac parte din Opus Dei. Transformarea ordinului în prelatură personală a dus la redactarea unor noi statute devenite publice în 1982. Membrii Opus Dei nu vor participa colectiv la manifestații publice de cult, cum ar fi procesiunile, decât dacă vor ține secret apartenența la prelatură. Această postură discretă explică în parte reputația de instituție secretă pe care ordinul nu a reușit să o înlăture. Organizația a apărut la sfârșitul anilor 1920. S-a dezvoltat în umbra franchismului, chiar dacă Escriva de Balaguer nu a fost niciodată confesorul lui Franco, dictatorului Franco, așa cum s-a susținut. Cu toate acestea, victoria lui Caudillo asupra forțelor de stânga, puternic anticlericale, a fost întâmpinată cu ușurare de câțiva catolici spanioli, printre care Escriva însuși. În anii 1930, Franco și fascismul erau considerate cele mai bune metereze împotriva expansiunii comunismului, ateu prin definiție. Evident că își doreau să se ferească de comunism atâta timp cât promoveau ateismul. De altfel, un fost membru al Opus Dei, Vladimir Felsman, relatează din urma unei discuții cu Balaguer că acesta ar fi spus chiar și referitor la Hitler că este ok ceva de genul acesta pentru că este contra comunismului. Dincolo de aceste simpatii legate de contextul războiului, se pare că regimul franchist a preluat mult de la Opus Dei, deși ordinul se declara apolitic și unii dintre membrii săi fuseseră opozanți violenți ai regimului. În anii 1950, trei miniștri erau membri ai ordinului, iar alți trei erau simpatizanți. Lor li se vor adăuga și alții. În 1969 izbucnește însă un scandal financiar de mare amploare. Afacerea Matesa, în care era implicat unul dintre miniștrii afiliați Opus Dei. Răsunetul afacerii este atât de mare încât presa publică structura guvernului, dintr-un total de 19 miniștri, 7 sunt membri importanți ai Opus Dei, iar alți 10 sunt simpatizanți. Abia în 1973, la moartea premierului, Franco se va distanța de ei. Se reproșează frecvent organizației discreția, chiar secretul de care se înconjoară membrii săi, ceea ce le permite depășirea cu ușurința limitelor legalității în profitul ordinului. Din păcate, unele afaceri vin în sprijinul acestei teze. Astfel, în 1982, José María Ruiz Mateos, conducătorul unui mare consorțiu internațional, este inculpat pentru fraudă fiscală. Ancheta va dezvălui că el finanța Opus Dei cu o parte din banii consorțiului. Legăturile organizației cu această finanțare erau complexe. Era vorba despre o rețea bancară solidă, alimentată de membrii ordinului, care adesea erau donatori generoși și bogați. Imperativul sanctificării prin muncă avea tendința de a atrage
persoanele cu reușită profesională recunoscută. Astfel, în mod oarecum paradoxal, Opus Dei a favorizat capitalismul liberal și o anumită reușită materială. Scandalul Matesa a permis dezvăluirea unor conexiuni politico-financiare destul de curioase. Filiala luxemburgheză a societății Matesa, Sodetex, era condusă de Jean de Broglie, trezorierul Republicanilor Independenți, partidul lui Valéry Giscard d'Estaing. Iar tatăl acestuia, Edmond, era în fruntea unei bănci a Opus Dei, prin intermediul Banco Popular Spaniol, cu o participare de 35%. Spiritualitatea ordinului Opus Dei este foarte originală. Orientat în întregime spre sanctificarea laicilor, această activitate a constituit o cauză de netăgăduit a succesului său. În plus, Opus Dei oferă 3 tipuri de afiliere în funcție de situația și de angajamentul membrilor săi. Cei mai numeroși sunt supranumerarii, credincioși, celibatari sau căsătoriți, care adaugă vieții lor cotidiene idealul Opus Dei. Se întâlnesc aici și agregații, laici celibatari care trăiesc în sânul familiei. În ceea ce îi privește pe numerari, aceștia sunt bărbați și femei, laici și celibatari, care se dedică în întregime lui Opus Dei. Punctual, toți aceștia pot fi ajutați de cooperatori care, fără a fi membri ai asociației, participă la unele dintre activitățile sale, în special prin donații. Pentru a deveni membru, trebuie să fii major. Încorporările se fac prin prestare de jurământ în fața unor martori, în timp ce candidatul promite credință, discreție și, bineînțeles, rigoarea unei vieți apostolice. Ordinul se angajează să-i asigure cunoștințele necesare, să-i urmărească și să-i susțină progresele, mai ales cu ajutorul unor preoți ai societății sacerdotale a Sfintei Cruci. Acest ultim punct a pus o serie de probleme. Unii foști membri au depus mărturie că directorul lor de conștiință se înrudea uneori cu o anumită formă de grupare foarte rezervată față de exercitarea spiritului critic, interzicând orice lectură considerată contrară preceptelor bisericii. Unii au raportat chiar că au fost sfătuiți să se îndepărteze de familiile lor. Adevărat sau nu, este mai puțin important în acest moment. O societate influentă prin sine, observat acest lucru pornind de la condițiile de recrutare care pun problema intențiilor ordinului. Din acest punct de vedere, deși se apără, Opus Dei duce o politică destul de elitistă. Sunt vehiculate nume de conducători politici, de oameni de afaceri, membri și simpatizanți, fără a se putea verifica apartenența lor la Opus Dei. Totuși, monseniorul del Portillo a dezvăluit cu jumătate de gură puterea societății Opus Dei atunci când a declarat în 1979 că membrii Opus Dei lucrează în 475 de universități și școli superioare de pe 5 continente, la 604 ziare, reviste și publicații științifice și la 52 de canale de radio și televiziune. Dacă influența ordinului este incontestabilă și fără îndoială a jucat un rol în alegerea papei Benedict al XVI-lea în aprilie 2005, putem vorbi totuși de internaționala Opus Dei. Putem sau nu putem? Cel puțin editura La Rus, conform scrierilor sale, spune desigur că nu. Opus Dei ar exprima spiritualitatea cea mai tradițională al Bisericii Romano-Catolice, un fel de catolicism integral, axat pe respectarea valorilor morale, dar discreția practicată a făcut-o suspectă în ochii publicului, catolic sau de altă confesiune.